Voi aveți ca agenție o platformă în lucru sau deja lansată pe zona de programatic? Da, asta am spus, că deja avem campanii pe care le rulăm. Pe propria platformă? Există câteva platforme disponibile în România și noi lucrăm cu aceste platforme disponibile. Cele oferite de internațional sau altele? Există două platforme care în momentul acesta au intrat în România și cu care lucrăm deja și cu care facem niște teste. La nivel internațional, tehnologia este principalul factor de presiune pe marile rețele de media, de agenții. A fost anul trecut acea tentativă de fuziune între Omnicom și Publicis, care a eșuat între timp și care a fost pusă pe seama nevoii de a face față tehnologiei, de a face față Google, s-a spus chiar. În România, tehnologia cum pune presiune pe agenții? Voi simțiți vreo presiune din partea Google, de exemplu, care ar putea să scurci sau o face să scurcircuiteze relația furnizor-client? Aici trebuie să vorbim un pic despre rolul unei agenții de media. Agenția de media lucrează pentru un client pe foarte multe zone de expertiză. Atât pe medii tradiționale, cât și pe digital, proiecte speciale, putem merge și mai departe în zona de activități de PR, chiar în zona de producție, dacă e cazul. Deci rolul nostru este un rol foarte, foarte important și avem, mai să spunem, big picture asupra campaniilor clientului. Nu resimt o astfel de presiune, pentru că nivelul nostru de expertiză și rolul pe care noi îl avem în realizarea acestui mix de media nu face altceva decât să-i aducă clientului rezultatul final pe mixul de medii. Prin urmare, este foarte important ca tot ceea ce se întâmplă, chiar real-time bidding sau orice alt produs despre care vrei să vorbim, să se deruleze prin compania de media, având o comunicare cât mai largă pe cât mai multe canale și care să fie integrate cu toate celelalte activități, TV, outdoor. Adică nu putem să privim în această ecuație o campanie punctuală pe care, de exemplu, Google ar vrea să o facă cu unul dintre clienți. Ea trebuie integrată. Și ăsta este rolul nostru. Deci răspunsul, dacă simt o presiune, nu simt o presiune. Dimpotrivă, toate aceste dezvoltări nu fac altceva decât să ne ajute să creștem din punct de vedere expertiză și ne place foarte mult asta. Ne place să învățăm lucruri noi, să investim în zona asta de tehnologie și chiar o facem. Toată lumea vorbește în zona de agenții și toată lumea vorbește în acest moment despre programatic, real-time bidding, etc. Da, e la mod acum. Da, e o modă, ultimul exact. Buzzword. Da. Toată lumea are mari așteptări în zona de agenții de la aceste platforme. Discuțiile și eforturile de a impune aceste platforme apar într-un moment în care era la modă să vorbești despre relația directă client consumator în mediul online de agenția de media care să intermedieze sau să încurajeze acest dialog direct, să încurajeze interactivitatea, engagementul, cum se spune. Cum se pupă aceste două tendințe în momentul de față? Da, programaticul e de-abia la început, dar așteptările sunt foarte mari. De automatizare în contrast cu nevoia de a implica comunități, de a... Da, sunt două rute diferite și sunt complementare, deci nu se exclud. Se vorbește foarte mult despre programatic și despre real-time bidding. Noi chiar lucrăm. Adică încercăm să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Este o preocupare a momentului. Este viitorul în zona de digital și cred că nu numai. Adică probabil că și televiziunea se va cumpăra la un anumit moment tot prin aceeași metodă și cred că sunt țări în care asta deja se întâmplă. Prin urmare, e o preocupare pe care trebuie să o avem. Relația directă cu consumatorul, engagementul, este un alt capitol și pe acela îl tratăm distinct. Cum am spus și mai devreme, sunt foarte multe căi
prin care ajungi la consumator. Și sunt foarte multe obiective pe care trebuie să le ai în vedere în momentul când gândești o campanie. S-ar putea să ai niște obiective pentru care să fie foarte important, nu știu, să utilizezi rețele sociale și să faci diverse proiecte speciale, s-ar putea să fie campanii pentru care este foarte important, bine, și asta se întâmplă în majoritatea cazurilor, să faci o analiză foarte targetată și să mergi într-o zonă de eficiență cum este cea de real-time bidding. Dar, practic, aici nu e nimic nou. Adică, cu Google faci performance de la început. Pe ocolitele. Nu. Foarte direct. Adică, în momentul ăsta, tu, practic, ai o alternativă la ceea ce faci cu Google. Prin aceste noi platforme care apar. Care, iarăși, nu înseamnă că exclude Google. Adică, lucrurile se mixează. Când discutați despre ele, despre aceste platforme, cu publisherii locali și despre ce au ele de oferit, ce reacție aveți? Publisherii locali, mulți sunt interesați de cantitate, alții sunt interesați de calitate. Voi, în general, care e așteptarea lor și care e reacția lor la ce vorbiți despre acest tip de livrare? Decizia de a intra pe astfel de platforme este decizia publisherului exclusiv. Noi oricum lucrăm în mod direct cu toți publisherii din România și dezvoltăm campanii, proiecte speciale și în continuare cumpărăm în modul tradițional de cumpărare. Vorbesc de digital aici. În viitor, cu siguranță că vom face ambele activități. Vom lucra pe real-time bidding cu toți furnizorii care au decis să intre în acest sistem și vom lucra iarăși în mod direct cu ei câtă vreme ei vor vinde spațiu direct. Indiferent dacă acest spațiu înseamnă doar proiecte speciale, doar poziții premium sau tot inventoriul lor. S-ar putea să fie publisher care să decidă să nu intre niciodată în acest sistem și să vândă în continuare direct. Noi suntem pregătiți să le facem pe toate.